la Radio Europa Liberă și prin care îi cinstim pe românii care au îndrăznit să lupte cu sistemul comunist, indiferent de consecințele pe care și le-au asumat și de ororile la care au fost supuși. Cu prilejul acestei campanii, lansăm o colecție unicat de 100 de cărți poștale, în parteneriat cu editura Humanitas și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Mai exact, lansăm un număr de 10 cărți poștale a unor figuri foarte cunoscute la nivel național, omagiate de editura Humanitas, dar și 90 de cărți poștale ce conțin figuri ale unor eroi locali remarcate în dosarele pe care le-am avut puse la dispoziție prin Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din perioada 1970-1989. Totodată avem o lansare a unui NFT la nivel național. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul nft.dc.ro. Mai departe vreau să dau cuvântul celor doi invitați pentru a vă povesti din perspectivă istorică, culturală, mai multe detalii despre acest demers al nostru și ne dorim să continuăm această campanie în mult mai multe dezbateri care vor avea loc ulterior. Vă rog, domnule Mihai Filcă. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua, bine ne revedem. Sunt emoționat pentru că sunt în fața dumneavoastră, în fața colegilor și de asemenea, pentru că vorbim de personalități și de oameni adevărați care au luptat pentru libertate. Cred că la rândul dumneavoastră faceți prin meseria pe care o practicați acest serviciu public și serviți binele nostru comun, servind libertatea. Dacă ne raportăm la perioada de dinainte, de 1989, vorbim de un univers concentrațional, de o societate în care nu se putea vorbi liber, în care nu se putea comunica firesc, exista cenzură, existau temnițele comuniste, exista un spațiu în care non-valorile se aflau la putere și impuneau un regim nedorit de către români. Este un adevăr istoric. Vreau să felicit Compania Națională Poșta Română pentru această inițiativă, construită alături de parteneri prestigioși, enumerați mai devreme, CNSAS, editura Humanita și toți ceilalți care găsesc de cuvință în anul centenar Monica Lovinescu să marcheze prin diseminarea acestor informații publice, să marcheze faptele eroice, nu mă feresc de cuvinte și așa sunt prezentate și în acest proiect, faptele acelor români care au luptat pentru libertate. Fie că au făcut-o din exil, de la microfonul posturilor de radio, Radio France sau Radio Paris sau Europa Liberă, fie că au făcut-o de aici, oameni care au săvârșit o operă literară sau culturală, sau oameni anonimi, oameni care au considerat că trebuie să dea un semn celorlalți din societate, pur și simplu scriind pe ziduri sau scriind cărți poștale, sau improvizând mesaje pe care încercau să le trimită ca într-un ocean de tăcere, dar să spargă acel zid care oprima, acel zid în spatele căruia nu se auzeau foarte multe voci. Noi cinstim memoria celor oameni care s-au sacrificat, fie că au fost, așa cum am spus, personalități remarcabile ale culturii noastre, sau oameni simpli, zidari, strungari, de orice natură, dar au simțit că trebuie vocea lor să fie auzită. Sunt bucuros că Poșta Română face acest demers și îl face și sub forma acesta a cărților poștale tipărite,
dar și în format electronic, astfel încât să dați o mai mare accesibilitate la informațiile pe care le prezentați, informații de o foarte bună calitate. Apreciez activitatea colegilor din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Am lucrat în multe proiecte alături de ei, am lucrat și alături de cei de la editura Humanitas. Noi, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Craiova, am realizat câteva proiecte chiar în această direcție a memoriei exilului românesc și pentru a promova opera unor scriitori mai puțin cunoscuți din cauza regimului comunist. Vă reamintesc și vă mulțumesc pentru colaborare cei care ați fost alături de noi de filiala Craiova Uniunii Scriitorilor. Zilele Monica Rovinescu, un eveniment derulat în Craiova, Târgu Jiu și Crușeț. Un eveniment marcat de centenarul nașterii Monicăi Rovinescu. Nu vreau să prezint pe larg informațiile pe care le puteți regăsi în toate aceste materiale prezentate de domnul director regional și probabil prezentate detaliat și de domnul Mihai Ghițulescu. Voi spune câteva cuvinte despre aceste figuri remarcabile, dar figuri care s-au implicat în societate, unele servind, haideți să spunem, cultura scrisă, în mod special, așa cum a făcut-o Monica Rovinescu, dar voi aminti și de Virgil Ierunca, două personalități care nu pot fi separate. Monica Rovinescu s-a autoexilat, este poate cea mai puternică voce a exilului românesc, o voce pe care regimul comunist a încercat să o reducă la tăcere. Împotriva Monicăi Rovinescu s-au încercat asasinate, a fost mutilată, atacată și mutilată de doi teroriști, dar doi indivizi care erau plătiți de fosta securitate. Vocea Monicăi Rovinescu, pe care o auzeam la Europa Liberă, în acele emisiuni culturale, teze și antiteze la Paris, făcea în antiteză cu regimul comunist, făcea diferența între libertate și regimul opresiv din România. De ce a ajuns poate cea mai importantă personalitate a exilului românesc? Forța de pătrundere în casele noastre, în mințile noastre și poate chiar în sufletele noastre a fost una colosală. Statistic, putem să vorbim de peste 10 milioane de ascultători ai Europei Libere, așa cum se asculta sub pătură, în bucătărie, cu un prosop pus pe aparatul de radio sau pur și simplu la cele galene sau ce mai improvizau românii pentru a asculta posturile libere în perioada regimului comunist. A fost o voce care a marcat cultura noastră. Se poate vorbi pe drept cuvânt de un critic literar de anvergură, dar care a făcut o istorie audio a literaturii noastre. Nu se puteau publica multe lucruri adevărate în acei ani înainte de 1989. Așa cum a spus, cenzura a funcționat din plin. Multe opere literare au fost confiscate în manuscris de către fosta securitate, au fost recuperate în parte după 1989 și publicate de către editura Humanitas, în mod special, care a avut o colecție și continuă să le reediteze. De asemenea, sunt lucruri valoroase pe care cu mult efort au fost recuperate. O altă figură, Dinu Pilat, condamnat, cum știți, în urma procesului Noica Pilat, a fost condamnat pur și simplu pentru că regimului nu-i plăcea un roman pe care l-a publicat și a fost condamnat la ani grei de temniță, torturat în închisoare, pe simplu motiv că a transmis în afara țării informații care contraveneau liniei oficiale a Partidului Comunist. Era un fals
a fost un, pur și simplu o motivație pentru ca acest malaxor al poliției politice să funcționeze. Era vorba de o prefață a unei antologii de poezie, dar care nu convenea regimului. Toate vocile acelea ale libertății au încercat să fie strivite și puse sub acel zid de tăcere. Voi aminti și alte figuri, așa cum a spus Virgil Ierunca, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu. V-am amintit de acel proiect construit de către Uniunea Scriitorilor din România, am fost la Cluj. Este vorba de mama Monicăi Lovinescu, mama sa care a decedat în pușcărie, într-o pușcărie comunistă, o figură luminoasă care a ajutat comunitatea și care a fost inspector general școlar la nivel național, care i-a sădit Monicăi Lovinescu, poate că și rădăcinile acesteia oltenești au făcut rezistența sa să fie într-atât de îndelungată și verticalitatea sa, moralitatea sa, să nu fie în niciun fel zdruncinată. Ecaterina Bălăcioiu a fost condamnată la 18 ani pușcărie pentru că întreținea corespondența cu fiica sa, o femeie la 72 de ani, și a fost pur și simplu ucisă prin faptul că nu i s-au dat medicamente. Pe dosarul său, un securist, un anchetator, a scris fără medicamente. A decedat în pușcărie. De ce nu i s-a mai acordat ajutor medical în penitenciar? Din cauza că a refuzat pur și simplu să adreseze fiicei sale, Monica Lovinescu, o scrisoare prin care să devină colaborator al securității sau pur și simplu să-i fie redusă, să o lase mai moale, să-i fie redusă vocea, să nu mai vorbească împotriva regimului. Pur și simplu, refuzul acesta de a-i cere fiicei aflată în exil la Paris a dus ca tratamentul să fie întrerupt și, evident, doamna aceasta în vârstă a decedat în pușcăria securității. Elisabeta Rizea este o altă figură marcată de către Poșta Română prin campania Demnitate și Curaj. Este deja o figură pe care cred că ați remarcat-o în serialul Memorialul Durerii. O femeie de statură mică, torturată de către securitate, pentru că a ajutat rezistența din munți. Elisabeta Rizea a supraviețuit și a putut să povestească, să spună adevărul și în anii noștri de libertate. Ea rămâne o figură așa de puternică, a devenit un simbol al rezistenței noastre și cred că toate acele imagini pe care și povestiri pe care televiziunea publică națională le-a putut furniza în serialul acesta istoric Memorialul Durerii, au rămas puternic impregnate în memoria noastră colectivă. Adriana Georgescu, de asemenea, a fost o figură a exilului românesc. A fost nevoită să plece după 1947 din țară, odată cu instaurarea regimului comunist, înlăturarea monarhiei. A fost secretara generalului Rădescu. Cunoașteți faptul că în acei ani s-a încercat construirea unui guvern în exil, nu s-a reușit, dar ea a continuat să-și scrie memoriile și atât ca scriitor la Paris, dar ulterior la Londra, a putut să spună adevărul și asupra anilor de temniță pe care mulți din cei rămași în țară au fost obligați să-i trăiască. Anița Nandriș este un caz aparte. Vorbim aici de cele două decenii pe care a fost obligată să-i trăiască în Siberia. Este la fel o figură feminină care vorbește de rezistență și de forța românilor de a rezista
împotriva regimului comunist, vorbim de regimul comunist sovietic, a revenit după 20 de ani petrecuți în Siberia, împreună cu cei trei copii. De-abia în 1961 a revenit în satul său natal, a supraviețuit unor boli și unor lovituri cumplite. Mama sa a decedat. Sunt istorii deja personale pe care le puteți urmări în toate materialele pe care le pune la dispoziție campania aceasta Demnitate și Curaj. Voi trece în revistă așa foarte, foarte scurt Ani Bentoiu, la fel, o altă figură feminină. Nu întâmplător, cred că sunt multe nume de femei, pentru că nu erau puține situațiile când femeile dădeau un exemplu prin acele acte de curaj și de demnitate, apărându-și familiile și în special copiii care erau în închisorile comuniste. Ani Bentoiu vorbește de anii carcerali, este femeia care a reușit să editeze și să publice prima lucrare în exil despre temnițele comuniste. Dar, repet, dacă aceste nume sunt cunoscute prin volumele publicate de către Humanitas și de alte edituri după 1989, în mod special, numai puțin importante sunt figurile acelea de oameni mai puțin cunoscuți, oameni care un pix încercau să își modifice scrisul, să scrie pe o bucată de hârtie sau să transmită cumva forma lor de protest împotriva regimului comunist și pentru a obține acel greunte de libertate care ne-a lipsit foarte mulți ani. Tuturor acestor figuri personale sunt recunoscător. Îmi amintesc anii în care nu puteam să vorbesc liber și frenezia anilor în care am făcut presă după 1989, anii în care mi-am dat seama că pentru a putea scrie liber cineva, în urmă cu mai mult sau mai puțin ani, s-a sacrificat. A făcut toate acele acte de curaj de care noi trebuie să fim mândri și pe care să le promovăm în fiecare zi. Încă o dată vă felicit pentru că faceți acest proiect. Știu că este la nivel național, sunt implicați foarte mulți istorici, foarte mulți oameni de cultură și Uniunea Scriitorilor din România a avut astfel de campanii, le vom continua și noi. Cred că sunt elemente pe care le putem promova în anul centenar Monica Robinescu, dar și în fiecare zi, pentru că sunt lecții pentru noi toți, lecții care vorbesc despre libertate, despre libertatea cuvântului, despre forța noastră de a comunica, dincolo de orice opreliști, poate în viitoarele proiecte să vorbim despre ce a însemnat Poșta Română. Știu că angajații dinainte de 1989 ai Poștii Române au încercat să păstreze secretul corespondenței, dar securitatea era chiar și asupra instituțiilor publice din România ca o piatră de moară care strivea și care tot încerca să controleze. Mulțumesc pentru că mi-ați dat această oportunitate de a vorbi despre figuri însemnate ale societății românești care au servit libertatea. Vă mulțumesc și eu, domnule Firică, fiindcă ne-ați fost alături în cadrul acestui eveniment și cu siguranță, dacă aveți plăcerea, vă vom invita și sper să ne fiți alături și la alte evenimente pe care le vom organiza, fie sub forma unor seminarii, fie sub forma unor conferințe. Ne adresăm tuturor partenerilor interesați pentru a merge și în școli, în cadrul să facem parteneriate cu asociațiile studențești și cu către orice alți factori interesați de astfel de colaborări. Într-o societate în care poate, nu, este greșit spus că ne lipsesc valorile, ne lipsește promovarea valorilor, exemplelor de moralitate, de demnitate, consider că Poșta Română are forța, este un brand național de o importanță culturală, socială foarte mare.